companie pe care mi-ar plăcea să o ridic până pe la 5.000 de dolari investiție, dacă se va mai lăsa cumpărată, să zicem, sub 45 de dolari. Am și eu momentan 20 de bucăți, mai am puțin și l-ajung pe Buffett cu cele 50 de milioane ale lui. Salutare Roinvest, salutare privitori, înregistrez în data de 4 iulie, suntem la episodul 15 și vorbim despre activitatea din portofoliu din luna precedentă, iunie 2023. A fost o lună în care S&P Total Return a avut o creștere de 6,61%, iar portofoliul meu a crescut doar 5,68%. Interesant, aș zice, suntem aproape de ATH-ul istoric al S&P, iar de aici mai lipsesc doar vreo 8% până în vârf, cu toate că am fost cam deconectat de la bursă și portofoliu, fiind plecat destul de mult timp, am reușit pe final de lună să găsesc câteva oportunități de achiziții, zic eu. Din păcate sau din fericire sau din ambele, am găsit potrivit să deschid încă două poziții noi, decât alternativa de a face DCA în sus pe companiile urmărite să-mi înlocuiască poziția Exxon vândută. Asta e, poate dacă încerca și Prigojin City Break-ul la Moscova într-o zi lucrătoare cu bursă deschisă, am fi avut și alte oportunități. Departe de mine gândul de a încerca să fiu cinic, până la urmă a cam fost cel mai ok deznodământ, dar parcă s-au cam uitat evenimentele tragice care se petrec zilnic acolo sau ce ar fi putut să iasă în City Break-ul de la Moscova. Dar să mă întorc la nepăsarea mea, zic să ne bucurăm de viață și de sănătate și de posibilitatea încă de a investi. Cine știe, poate peste 15-20 de ani vom culege și roade, nu doar cenușă. Așa, deci în luna iunie am făcut 5 investiții, iar în videoul de azi vorbim despre primele 3. Prima companie cumpărată în iunie a fost Kroger, ticker KR. Este o companie din sectorul staples, sector care, apropo, încă trebuie să-l cresc ca și alocare. Am cumpărat 10 acțiuni, dublând astfel poziția deținută deja. Despre Kroger am discutat și în episodul 6. În principal este un lanț de magazine de food retail în US, un fel de Lidl sau Mega Image sau combinații între acestea, adică marketuri și supermarketuri. Dar mai au și stații de carburant cu magazinașele aferente, mai au și ceva lanț de clinici medicale, lanț de magazine cu bijuterii, lanț de farmacii. Vorbisem în episodul 6 și despre iminenta achiziție a lui Albertsons, ticker ACI, achiziție considerată de unii ca fiind arogantă, dar despre care au început să apară deja zvonuri că nu se va mai realiza. Părerile sunt împărțite încă, evident, dar parcă și insiderii contribuie la aceste incertitudini, înregistrând sell-uri semnificative. Dacă s-ar realiza această încorporare, pe lângă scalarea business-ului și beneficiile care ar rezulta de aici, s-ar crea un mamut cu vreo 5.000 de magazine, 4.000 de farmacii, 2.000 de stații de carburant și vreo 710.000 de angajați. În același timp, acest merge i-ar ajuta și în planul lor de a crește accelerat vânzările online și ar propulsa mult mai aproape de top 3-ul onlinerilor în materie de groceries, care de fapt a reprezentat locul 3 în acest top dacă ignorăm Instacart, care este un livrator integrator de produse de la celelalte companii, adică un fel de Glovo. Oricum, cu Albertsons sau fără ei, Kroger a dus-o și o duce foarte ok. Este o companie nesimțită în fața recesiunilor. Priviți cum s-a comportat în recesiunea din 2007 sau cum s-a comportat în criza din 2020 sau ce traseu a avut pe ultimii 10 ani în raport cu alte companii defensive și cu S&P. De menționat că Kroger beneficiază de 35 de unități de producție, unde își fabrică produse proprii, care aduc cam 30% din totalul vânzărilor, mult sub media din sector de sub 20%. Au nenumărate produse cu brand propriu, dar și calitative în același timp. Citisem pe undeva că dacă toate acestea ar fi produsele unei companii, cumva entități separate, această companie ar fi una dintre cele mai mari companii de produse alimentare, comparabilă cu Kraft Heinz. Acest grad de internalizare a producției de mărci proprii ar putea reprezenta un boost pentru Kroger în climatul inflaționist curent și viitor, atrăgând consumatorii datorită avantajului prețurilor. Tot în acest context inflaționist ar trebui să mai mute din consumatori din sectorul discreționar în cel defensiv, adică cumva de pe scaunele restaurantelor l-am împins căruciorul în supermarket, apoi la cratiță. A, și apropo de produse, discounturi și oferte, uite ce reclame simpatice au. No, 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 no.
love lower than low prices? Then get more ways to save at Kroger, where you can find personalized coupons, weekly deals, and rewards like fuel points. All for prices that are lower than low. Ne uităm puțin și pe cardul CEDES din baza de date Roinvest. Nu stă foarte rău, creșteri ok în revenue, margini cam stagnante, dar posibil cu creșteri ușoare dacă s-ar realiza mergerul cu ACI. Payout-ul este foarte ok. Un dividend yield în jur de 2,5% la prețul curent, cu o creștere recentă de dividend de aproape 12%. Kroger are un streak de plăți și creșteri de dividend de 17 ani, are un DGR pe 5 ani de 15% și pe 10 ani de 14%. Din punct de vedere evaluare, aș prefera Kroger pe la sub $40, dar pe de altă parte sunt dispus să fac DCA pe Kroger mult și bine dacă prețul va scădea considerabil. Momentan, poziția Kroger are 20 de acțiuni cu un randament cumulat de aproape 5%. A doua companie cumpărată în iunie a fost Verizon, ticker VZ, companie notorie din sectorul communication. În alte condiții de piață probabil nu aș mai fi luat Verizon, dar cu S&P aproape de ATH și cu Verizon la aproape minus 20% anul acesta, am decis să completez și cel mai probabil să definitivez poziția Verizon. La peste 7% randament al dividendului, aproape că nu mai contează rata de creștere anuală cu care ne-a obișnuit de 2% constant. Dacă intrăm în cardul CEDES, cel mai dureros mi se pare aspectul cu datoriile. Sper doar ca peste 12-13 ani să fim sănătoși și cu portofoliile grase, iar Verizon să afișeze acolo un număr mai mic de ani. În cazul meu, precedenta achiziție de Verizon a fost în octombrie 2022, iar acum în iunie am adăugat încă 10 acțiuni. Poziția Verizon numără astfel 65 de acțiuni, cu un randament de aproape 7%, datorat momentan doar dividendelor încasate până acum. A treia companie cumpărată în iunie a fost Pfizer, ticker PFE, poziție nouă și nu prea, adică redeschisă acum. Ieșisem din Pfizer treptat la $61, la 51, la 47, apoi la 41, realocând sumele în alte companii pe care le-am considerat mai oportunități, să zicem, la vremea respectivă. Este o companie din sectorul healthcare, arhicunoscută după 2020, pe buzele tuturor și în sângele majorității. M-am întors la Pfizer deoarece a ajuns într-o zonă de preț acceptabilă și aveam nevoie să cresc sectorul healthcare peste 10% alocare din venitul în dividende. Mai aveam o opțiune din acest sector și anume BMY, Bristol Myers, dar am preferat să deschid poziție nouă în Pfizer decât să fac un mic DCA în sus pe BMY. Dacă ne uităm în cardul CEDES, acesta este aproape complet bifat în cazul lui Pfizer, singurele X-uri fiind la marja free cash flow, care este a doua cea mai mică de pe ultimii 10 ani, și la Chowder, unde suma dintre randamentul curent al dividendului și CAGR-ul dividendului pe 5 ani depășește puțin 9%, deci sub 12%. Am cumpărat astfel 15 acțiuni la un preț mediu de $36.43, adică puțin peste $500 investiți, ceea ce îmi va permite să fac DCA în cazul în care prețul va coborî semnificativ. Să vedem în continuare ce impact va avea achiziția companiei Seagen în valoare de $43 miliarde și lupta lor împreună împotriva cancerului. Cam atât pentru azi. Dintre cele trei companii de azi, cel mai mult m-a încântat Kroger, companie pe care mi-ar plăcea să o ridic până pe la $5,000 investiție, dacă se va mai lăsa cumpărată, să zicem, sub $45. Am și eu momentan 20 de bucăți, mai am puțin și-l ajung pe Buffett cu cele 50 de milioane ale lui. Dacă ați găsit ceva cât de cât interesant în acest video, nu ezitați să comentați, dacă nu, poate încercați în alt video dintre cele două de aici. Indiferent, până data viitoare vă doresc spor la investiții și multă sănătate, că de restul știu că vă ocupați.